Salutare! Sunt Madalina Stănescu, bine v-am găsit la Digital Lead, un dialog cu profesioniști din companii și antreprenori despre tendințele din mediul digital. Formatul este o coproducție Optimized, Startup Cafe și Hot News. Începem sezonul 2 Digital Lead cu o temă actuală în digital marketing, content marketing. Vă propun astăzi o poveste frumoasă a unui explorator, al cărui teren de joacă este lumea celor care acționează și construiesc, lumea antreprenoriatului. Andreea Roșca are o carieră de peste 2 decenii în media, ca jurnalist, redactor șef, director de publicații de business, este licențiată în economie și a absolvit cursurile MBA la Open University în Marea Britanie. Din 2011 lucrează exclusiv cu antreprenori și ne face accesibile poveștile, lecțiile lor de viață, eșecurile lor, provocările lor, prin intermediul seriei de evenimente The Vast and the Curious. În această întâlnire îmi propun să vă aduc în față povestea din spatele brandului The Vast and the Curious, un brand creat pe un conținut de calitate, care a strâns în jurul său în ultimii ani o comunitate foarte frumoasă, un lucru la care multe companii astăzi aspiră să ajungă. Bună ziua, bine te-am găsit la Digital Lead, Andreea. Bună, Madalina, mulțumesc de invitație. Andreea, cum a început cariera ta în jurnalism? A început întâmplător. Nu mi-am propus să fiu jurnalist. Sunt foarte mulți ani de atunci. Eram studentă, vindeam țigări și mama era foarte nefericită cu treaba asta. Mie mi-a plăcut să fiu vânzătoare. Și pentru că eram în anul 2 de facultate și făceam ceva nepotrivit din punctul de vedere al mamei mele, mă rog, într-o zi a venit și mi-a zis că a văzut un anunț la ASE, facultatea la care eu studiam, ea a văzut anunțul, despre o nouă publicație care angajează oameni. Și m-am dus și am dat o probă, era evenimentul zilei, deci înființarea evenimentului zilei, și am dat o probă la departamentul de externe. N-am putut să mă duc, aveam examene, m-am dus după examene, nu mai aveau locuri la externe, dar aveau locuri la economic. Și primul meu șef a fost Andy Lupu, un om admirabil, și așa am ajuns jurnalist. Și ce lecții ai învățat? Cu ce povești frumoase ai plecat din lumea jurnalismului? Cred că am plecat cu foarte multe povești frumoase și foarte multe lecții valoroase. Spun asta la poveștile care nu sunt așa frumoase. Cred că m-a învățat puterea echipei și a oamenilor care cred în ceea ce fac și cărora le place ceea ce fac. M-a învățat să-mi așez prioritățile acolo unde trebuie să fie. N-am să iau niciodată o discuție cu Michael Ringhie, care era fondatorul grupului pentru care eu am lucrat în media grupului Ringhie, care deținea revista Capital, că am făcut cred că vreo 2 interviuri și într-unul dintre ele l-am întrebat ce vine mai întâi, advertising-ul sau conținutul. Nu-mi place deloc termenul conținut, dar o să-l folosesc pentru conversația asta. Și mi-a zis, gândește-te că dacă n-am avea cititori care vin la noi pentru conținut, nu am avea advertiseri. Și asta e una dintre lecțiile esențiale cu care am plecat, că trebuie să te preocupe în primul rând să creezi ceva care are valoare pentru oameni și care le face viețile mai bune și să te preocupe abia în al doilea rând de bani. Și la antreprenori, la antreprenoriat, cum ai ajuns? După anii în jurnalism, la un moment dat ai decis... plecat. Ai plecat? Uh-huh. Și cum ai ajuns să lansezi cartea Cei care schimbă jocul? Oh. Da, n-am plecat pentru că știam ce vreau să fac. Asta pare că e povestea vieții mele. Eu n-am avut așa un fel de azimut să spun vreau să ajung acolo. Cumva am descoperit drumul pe măsură ce am mers pe el. Am plecat și aveam această, cum să-i spun, nostalgie legată de poveștile pe care le întâlnisem cât lucrasem în media. Povestea asta cu antreprenoriatul pentru mine e o preocupare de mult timp, adică n-am descoperit-o când am plecat, era dinainte. Și mi-a părut tot timpul că sunt o grămadă de oameni senzaționali a căror poveste de-abia ajungem, cum să zic, să o zgâriem puțin la suprafață. Mm-hmm. Și că înțelegem foarte puțin și era vremea în care modelele noastre, dacă întrebai oamenii, erau Gigi Becali, mă rog, de antreprenoriat. Și cumva mi se părea că sunt lucruri foarte valoroase care merită spuse.
Și am avut o discuție cu Mona Dârțu, partenera mea pentru acest proiect, și pe momentul ăla și ea plecase din TVR, ea a condus transformarea zonei de digital a TVR-ului. Înainte de asta condusese Money Express, eu am lucrat cu ea, ea fiind redactor șef, eu fiind publisher, și împărtășam această pasiune pentru antreprenoriat. Și din discuție în discuție am pornit la drum cu o carte care să vorbească, era 2011, deci imediat cumva începuse să treacă criza, cu o carte care să vorbească despre cum au trecut prin criză manageri, oameni din business, și am ajuns la final să scriem o carte despre antreprenori, pentru că pe amândouă ne pasiona, cum să spun, ce e sub capotă. Adică să ne uităm în cum au luat deciziile, cum și-au ales drumul, de ce au apucat-o prin stânga în loc să ia prin dreapta, greșelile pe care le-au făcut. Deci ne interesau toate aceste lucruri pe care nu le vezi în mod normal. Și așa am ajuns să scriem cartea. Habar n-am avut la ce ne înhămăm când am zis da, hai să încerc. Și ce ați găsit sub capot? Au fost mituri din jurul antreprenoriatului pe care experiența cărții vi le-a dărâmat amândurora? Da, au fost multe. Uh-huh. Au fost multe, de la ideea asta de ce e un vizionar, că noi credem că-s vizionare, adică se apucă astăzi și ei știu ce o să fie peste 25 de ani. Asta nu e adevărat, este același lucru, un fel de, cum se zic, o direcție mare, dar drumul se descoperă pe măsură ce îl parcurgi. La ideea asta că sunt oameni care își asumă riscuri imense, cineva spune că se aruncă de pe bloc și își construiesc o parașută pe măsură ce cad. Noi n-am găsit lucrul ăsta, dimpotrivă, sunt oameni care înțeleg foarte bine ce riscuri merită și ce nu merită asumate. La ideea asta de egoism și de dorința de a se retrage pe o insulă cu banii pe care i-au făcut, deloc. Sunt oameni pasionați deloc, nu există așa ceva. Și dacă ne uităm în toată psihologia, vedem că e greșit din punct de vedere a naturii umane să imaginezi așa ceva. Oamenii care sunt obișnuiți să facă ceva, eu știu asta de la tatăl meu, de exemplu, care a muncit o viață și i-a plăcut foarte tare meseria și când n-a mai avut meseria a murit, la propriu. Deci oamenii obișnuiți să facă lucruri care le place ceea ce fac, sunt oameni care se ofilesc și mor dacă nu mai au un sens productiv. Deci nu e adevărat. Antreprenorii sunt oameni care le place să rezolve probleme, indiferent că e vorba de probleme ale societății sau de probleme de business sau de... Ei din asta și au energia, nu din bani. Banii sunt o consecință. Și cred că asta e un lucru important de ținut minte. Banii sunt o consecință a unui lucru bine făcut. Ei nu funcționează ca motivator decât pe spații foarte mici și în momente de criză, cum ar fi, nu știu, Dragoș Pavel, care a pornit Dedeman într-un moment în care a zis eu pot să fac mai mulți bani decât mă plătesc ăștia, pentru că n-avea bani de tren să se ducă să-și vadă soția la Iași, el fiind în Bacău. Deci funcționează, dar altfel nu. Sunt multe lucruri pe care le-am descoperit ca fiind mituri care, da, realitatea nu le confirmă. Ai identificat trăsături sau niște caracteristici comune pe care le au antreprenorii care au clădit business-uri de succes? Da, sunt foarte diferiți. Dar sunt anumite lucruri care țin de mentalitatea lor, care pot fi considerate comune. Primul lucru care mi se pare foarte important pentru contextul în care ne aflăm azi în societate, și vreau să spun lucrul ăsta, este că sunt optimiști. Da. Sunt optimiști realiști, adică nu sunt niște optimiști naivi care cred că, nu știu, în povești. Sunt niște optimiști realiști. Al doilea lucru este că sunt oameni care cred că motivația, și e adevărat și psihologic, că motivația vine din acțiune. Că îți capeți motivația și dorința de a construi pe măsură ce construiești. Nu aștepți să vină inspirația. Și asta e adevărat și pentru creatori, e adevărat și pentru antreprenori. Sunt oameni care sunt, cum spuneam mai devreme, motivați de dorința de a construi și de joc în sine. Felul în care abordează riscul e interesant. Cum îl abordez? E un fel interesant de a se gândi. Și acum, cum să spun, ce spun eu este foarte generalizator, așa. Adică, sigur că sunt ușe groase, pentru că dacă unde
trăsături comune, asta e, ne obligă să facem niște tușe, dăm niște tușe groase. Noi ne gândim cum să ne ferim de risc în viața noastră, în general. Oamenii care au experiență în antreprenoriat sunt oameni care se gândesc în primul rând care e cel mai prost scenariu, adică cât de jos e josul, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Și dacă chestia este acceptabilă, merg mai departe. Deci încearcă să minimizeze cel mai prost scenariu, nu să se ferească de risc, pentru că nu ne putem feri de risc. Orice am face, nu avem cum. Și atunci ideea e să nu faci greșeli care să, cum să zic, să nu-ți pui casa miză și să-ți pierzi casa, să ajungi cu familia în stradă. Deci să te ferești de riscurile care te pot duce care te pot ruina. Ruinat însemnând orice. Îți ruinează relații, te ruinează pe tine financiar, îți ruinează mentalul și așa mai departe. Un alt lucru este că ei sunt fundamental oameni care construiesc cu ceilalți. Și noi credem în mitul călărețului singuratic. E din nou un mit. Ei construiesc împreună cu ceilalți și construiesc împreună cu ceilalți bazat, deci își aleg partenerii bazat pe angajamentul partenerului pentru un scop comun. Adică, pe principiu, uite, vreau să fac chestia asta, cum ți se pare, îți place, da, îmi place, ok, ce pui tu pe masă, ce pun eu pe masă, ce risc îți iei tu, ce risc îmi iau eu, batem palma, o facem, Sunt, cred că aș putea vorbi până de seară de lucrurile astea, dar cred că astea sunt, da, lucrurile esențiale. Și mai e și felul în care privesc eșecul, ca pe o modalitate de a învăța. Deci dacă nu-ți asumi riscul care te ruinează, atunci eșecul este doar că direcția nu-i pe aici. Și hai să vedem cu ce învățăm despre pe unde e direcția. Lumii nu ne dăm perete. Andreea, ai avut pe scenă la The Vast and the Curious o serie de antreprenori, cele mai mari companii românești au fost acolo. Mai urmează. Și practic în ultimii ani ai format brandul The Vast and the Curious. Un brand în care aduci un conținut de calitate, aduci povești inspiraționale. Ai format o comunitate în jurul The Vast and the Curious și companiile astăzi și cei din companii care ne urmăresc, dar și antreprenorii, își pun foarte des întrebarea cum să creăm un conținut de calitate. Spuneai la început că nu-ți place termenul conținut. Poate o să ne spui și de ce. Dar insistă pe acest lucru. Eu cred că putem să învățăm multe din The Vast and the Curious și din ce ai făcut în ultimii ani în platforma online, în seria de evenimente pe care le desfășori offline. Haideți să vedem așa, pas cu pas. Ce contează cel mai mult în construirea unui produs precum The Vast and the Curious? Consecvența, claritatea, povestea pe care o aduci în față, advertising-ul, că ai menționat la început și de acest mix între advertising și conținut. Pe primul rând, mulțumesc că spui ce spui de Vast and Curious. În al doilea rând, vreau să fac o mică precizare, și anume că dincolo de evenimentele offline, care sunt unul pe lună, 8 episoade într-un sezon, deci 8 episoade într-un an, sunt încă, cred că, nici nu știu, 150 de conversații care sunt în podcast. Care nu sunt numai cu antreprenori, sunt și cu psihologi și cu sociologi și cu oameni specializați în multe alte lucruri care sunt adiacente mentalității antreprenoriale. Pe mine asta mă interesează. Cum? Că e mentalitatea. Și mă interesează pentru viața noastră de zi cu zi. Pentru că cred că putem aplica principiile și asta de fapt e, da, asta de fapt e aspirația mea. Să distilez ce știu oamenii ăștia și în așa fel încât să distilez și să dau cumva mai departe, în așa fel încât să folosească tuturor. Și că m-ai întrebat de brand, de Vast and the Curious și de conținut. Nu-mi place cuvântul conținut pentru că mi se pare că este golit de substanță și golit de viață. Eu folosesc mai degrabă, nu știu, termenul
cred că povești îmi place mai mult. Și nu în sensul de povești de-astea, de romanțare, așa, ci în sensul de a extrage lucrurile importante și esențiale. Contează conserve. Eu nu mi-am propus să fac o comunitate și nu mi-am propus să fac un brand. The Vast and the Curious este un nume pe care l-a creat altcineva, este creat de Sorin Arsinte, un om cu care eu lucrez de foarte mulți ani, prieten foarte bun și unul dintre cei mai buni oameni de brand din România, după părerea mea. El a venit cu numele ăsta și mi s-a părut genial și foarte curajos și l-am adoptat imediat, dar noi nu ne-am propus să formăm o comunitate sau să formăm un brand, noi ne-am propus să facem ce ți-am spus mai devreme, și anume să extragem ceea ce ni se pare esențial și să dăm mai departe într-un format care poate fi digerat, dacă vrei, de oameni. Că e social media, că sunt mici bucățele, că sunt interviurile integrale, că e video, că e audio, că e text, că e... Dar noi am pornit de la acest miez de ce facem noi aici, cu ce ne ocupăm noi aici, de fapt. Și noi cu asta ne ocupăm. Noi ne ocupăm cu ce știu alți oameni, ce au învățat alți oameni și este valoros pentru ca vieții noastre să fie mai bune, ca să facem mai multe lucruri, ca să facem ce ne dorim, ca să construim ce vrem să construim. Deci ăsta e jobul nostru, dacă vrei. Consecvența contează foarte mult. Și știu asta, o văd din cifre și o văd din felul în care s-a construit succesul episoadelor offline, din felul în care s-a construit audiența pentru podcast, din cum am crescut comunitatea de Facebook. Contează să stai pe drumul pe care ai apucat și să înveți ce ai de învățat, dar să nu te schimbi în fiecare zi. Vasile Armenean, fondatorul de la Betty Ice, mi-a spus chestia asta și mi-a rămas în minte, că ai să fii un bătrân agiamiu dacă tot schimbi ce faci, știi? Eu cred că trebuie să schimbi ce faci dacă nu funcționează, dacă trebuie să fii cumva consecvent cu o idee până când o duci într-un punct unde poți să ai o concluzie despre ea. Poți să ai niște date și niște informații pe baza care să decizi. Și noi am fost consecvenți și treaba asta ne-a folosit. Ne-a folosit pentru că avem o poziționare în mintea oamenilor și asta durează. Durează. Cred că e momentul să mă opresc și să te rog pe tine să mă întrebi, eu, ca să nu bat câmpii. Aș vrea să revenim un pic la poveste. Și poate facem și o paralelă cu anii 90, când erai în jurnalism. Da. Ce înseamnă atunci o poveste bună? Probabil atunci era tradusă în tiraje. Și ce înseamnă astăzi o poveste bună? Depinde cum definești bună. Eu cred că e foarte important să înțelegem ce măsurăm, pentru că aia o să obținem. Aia o să căutăm să optimizăm ceea ce măsurăm. Deci dacă o poveste bună este ceva care face cifre foarte mari, atunci ai să cauți ceva. Dacă o poveste bună este ceva care are legătură cu audiența și cu valoarea adusă audienței, ai să optimizezi altceva. Și eu cred că o poveste bună e poveste bună atunci, acum, după părerea mea, ce cred eu, cum mă comport eu, cum, nu știu, care e principiul meu, este că o poveste bună este cea care aduce valoare oamenilor și care îi ajută să-și rezolve o problemă, să fie mai buni, le spune că nu sunt singuri, pe principiu, ia uite-mă, m-am gândit și eu la chestia asta. Da, mă, și eu am crezut că nu trebuie să prioritizezi întotdeauna banii, dar deci îți confirmă cumva că nu ești singur. E ceva care atinge o valoare umană care e valabilă dincolo de un personaj sau altul și de un antreprenor sau altul sau așa. Ceva care ne vorbește și ne ajută să rezolvăm o problemă. Eu cred că asta e o poveste bună. Crezi că există idei geniale sau există o rețetă de business, o rețetă de succes? Nu. Nu cred că există o rețetă de succes. Adică așa cum există, așa cum nu există o singură rețetă de ecler. Și cum nu cred că poate cineva să patenteze genul ăsta de rețete.
Cum te pregătești pentru interviurile, fie că sunt în varianta offline, fie podcasturile The Vast and the Curious? Și te întreb asta pentru că ai un mod aparte de a ține acele interviuri. Se vede că ai că faci o pregătire înainte și da, sunt curioasă să ne spui un pic cum pregătești discuția. Eu sunt adepta și să știi că greșesc de foarte multe ori aici. M-am trezit chiar recent că uneori folosesc oamenii pe care intervievesc pentru scopul de a face un interviu și nu mi-a plăcut asta la mine deloc. Pentru că eu sunt adepta relațiilor. Eu cred că o conversație e cumva, cum să zic, ca un dans. N-o poți face fără să te calci pe picioare decât cu oameni cu care ai stabilit cumva un ritm comun, o muzică pe care să o împărtășiți, o specie de dans pe care să o cunoașteți amândoi, să fi comunicat, adică dacă unul dansează salsa și ăla dansează tango, e mai complicat. Și asta înseamnă cumva o relație pe care o creezi nu atunci când faci interviul, ci cumva în avans. Înseamnă să cunoști omul, să încerci să-ți dai seama care sunt temele favorite, să încerci să-ți dai seama ce are omul ăla interesant și diferit de alți oameni, ceva ce ar putea, de care ar putea să vorbească articulat și să fie cea mai bună versiune a lui, că până la urmă asta vrem. Vrem să avem ca interlocutor cele mai bune versiunea oamenilor cu care vorbim. Că aia dai publicului, acolo e, dacă ei nu sunt cele mai bune versiuni, nu o să iasă un interviu bun. Și oameni care să fie cumva, să agreze, să joace cu mine jocul ăsta. Adică să coopereze, să... Vezi, parteneria, să avem amândoi commitment pentru acest scop de a scoate cei mai buni și să-și facă și ei temele. Adică să se gândească un pic la temele despre care discutăm sau în orice... Presupune o colaborare și atunci e nevoie de o relație. Și în felul ăsta mă pregătesc, citesc cât pot de mult despre ei, dacă sunt oameni care îi cunosc, intră pe ceilalți, ce e interesant, ce i-ar întreba. Și încerc să aleg oameni... Mă străduiesc cât pot eu de mult să aleg oameni care mă interesează pe mine, în primul rând. Pentru că altfel o să-mi fie foarte greu să... Se simte asta, se vede din modul în care curg interviurile de The Fast and the Curious. Da. Și e un lucru bun, adică nu simți când trec cele 30, 40, 50 de minute. Și da, încă ceva apropo de conținut. Eu cred că asta este un lucru esențial pentru oricine vorbește despre creare de conținut. Găsește ceva care să te intereseze. Găsește ceva care să-ți trezească curiozitatea, despre care să ai întrebări, să vrei să afli mai mult. Și crearea de conținut, și evident că trebuie să știi să scrii, adică, na, astea sunt chestii de bază. Crearea de conținut devine, cum să zic, un lucru care se întâmplă de la sine dacă ai curiozitate, interes și le urmărești. De-aia nu cred în conținut. Conținutul e așa ceva rece, o schemă, uite așa faci conținut. Nu, conținut faci când te duci și îți urmărești și urmărești ce e interesant pentru tine și ce crezi că e interesant pentru oameni. Andreea, ce ne așteaptă următoarea perioadă la The Vast and the Curious? Ce surprize ne pregătești? Nu știu ce să spun, mai avem încă 4 episoade de conversații live până în mai și sunt foarte încântată de invitații care vor veni și de cei cu care vorbesc atunci acolo unde nu i-am stabilit, n-am stabilit încă cine e. Suntem foarte încântați de produsul ăsta nou pe care l-am făcut cu Cărturești, care este o agendă cu principii pentru incertitudine. Se numește Aer proaspăt pentru minte și e în Cărturești. Și da, nu știu, avem o listă lungă de oameni pe care abia aștept să intervievez, care vin din zone complet diferite, de la administrație publică la filozofie și antreprenori din diverse domenii, tehnologie,
beauty și așa mai departe, cooking și așa mai departe. Și da, lucrăm acum la o chestie care e un proiect nou și pentru mine e foarte provocator, pentru că vrem să facem o carte cu sezonul ăsta de vastă. Chiar vreau să te întreb de o nouă carte. Da, nu o să fie o carte pe modelul cei care schimbă jocul, ci o să vedem cum arată să punem ceea ce am învățat din acest sezon, invitații și încă alte multe resurse, într-o carte, habar n-am cum o să arate, acum lucrăm la concept. E ceva ce inventăm în momentul ăsta, n-a făcut încă nimeni și sunt foarte încântată și am emoții. Da, deci cam asta e. Mă, și mai sunt niște proiecte de-astea de housekeeping, de bucătărie pe care încă nu știu cum să vorbesc încă despre ele. Minunat! Îți mulțumim tare mult, tare mult, Andreea. Abia aștept cartea. Da, și eu vă mulțumim. Sper că ai avut o experiență frumoasă. Astăzi am inversat un pic rolurile și mult succes în continuare. Mulțumesc, Madalina. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru întrebări și, ce să zic, sper că o să fie măcar un lucru valoros pentru măcar un om în ce am discutat astăzi. În mod sigur sunt mai multe. Mulțumim și noi. Noi ne revedem peste o lună la o nouă ediție Digital Lead. Până atunci, toate cele bune. La revedere!